Salutare, dragi prieteni, și acest clip este adresat celor care vor susține evaluarea națională la limba și literatura română. Rezolvăm testul 2. Avem, dragi prieteni, un fragment care se încadrează în specia literară intitulată Bas Popular și avem 6 cerințe. Așadar, prima cerință, din cadrul subiectului 1, ne cere să notăm câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate înțelept și ai să cârmuiești. Prima oară trebuie să căutăm cuvântul respectiv, este ușor să-l identificăm pentru că este subliniat și trebuie să dăm un cuvânt cu sens asemănător, dar contextual, da? Momentul în care înlocuim în text să fie identic, să nu schimbăm înțelesul textului. Fii dar înțelept, fii deștept. Ai să cârmuiești, aici dacă îl avem la conjunctiv, trebuie neapărat sinonimul să fie la același mod verbal și la același timp verbal, da? Conjunctiv prezent. Ai să cârmuiești, ai să rânduiești țara aceasta. La doi, dragi prieteni, trebuie să explicăm modul de formare a cuvintelor subliniate din secvențele. Spun izvoarele că au pățit câțiva din strămoșii noștri, să-și aduc aminte de cele ce-i spusese tatăsu despre lacul zânelor și cuvintele subliniate sunt strămoși și trebuie să vedem care este modul de formare. Noi știm că există 3 modalități de a forma cuvinte noi. Derivare, compunere, schimbarea valorii gramaticale și prin eliminare. Schimbarea valorii gramaticale nu are cum să fie strămoșii, o compunere nu are cum să fie. Avem cuvântul moșii și stră, care stă în față, da? Strămoși este un prefix, derivare este procedeul utilizat. Păi avem despre, aici avem 2 cuvinte, pre și des. Este compunere prin sudare, deci modul de formare al cuvântului este prin compunere. La 4, dragi prieteni, trebuie să transcriem 2 cuvinte care conțin vocale în hiat. Vocală în hiat, da? O vocală, o semivocală. Hiatul este o figură de sunet, hiatul este o figură de sunet și o identificăm, dragi prieteni, prin rostirea cuvântului, da? Atenție la C-uri, C-uri, G-uri, H-uri, da? Să nu ne încurcăm niciodată. Tânărul fecior de împărat după ce se sui pe scaunul împărătesc cu mare veselie. Su-i, avem U-i, da? V-se-li-e. I și E. Aici avem hiatul. La 5 sunt curios ce idei principale sau secundare ați identificat voi. Apoi la 6 trebuie să precizăm într-un enunț un motiv pentru care bătrânul împărat îl cheamă la el pe fiul său. Și dacă citim fragmentul, observăm. Ce observăm? Observăm. Fătul meu, mie mi-a sosit ceasul despărțirii de viața aceasta, deci înainte de a închide ochii pentru totdeauna am socotit de bine să te chem să-ți dau câteva sfaturi părintești. Motivul pentru care bătrânul împărat îl cheamă la el pe fiul său este acela de a-i conferi câteva sfaturi părintești. La B trebuie să redactăm o compunere de minimum 150 de cuvinte în care să motivăm apartenența la specia literară numită basmă popular. Basmul popular este o specie a genului epic, de dimensiuni diverse, în care evenimentele sunt fabuloase și este angrenată lupta dintre bine și rău, soldată cu victoria binelui. De asemenea, avem motive specifice, precum superioritatea mezinului, acțiunea orbitează în jurul cifrei 3, avem formule specifice de început și de final, a fost odată, și am încălecat pășar și v-am spus povestea așa. Spațiul și timpul sunt vag precizate, sunt relative. De obicei, acțiunea este plasată în ilo tempore, adică într-un timp nedefinit în care se întâmplă evenimente ieșite din comun, evenimente fabuloase. Și în basmul nostru avem formula specifică de început, era odată în vremile de demult. Da, vedem acțiune plasată în ilo tempore. De asemenea, observăm prezența cifrei 3, 3 fete ce avusese le măritase. Apoi avem motivul sfatului părintesc. Împăratul îi conferă tânărului sfatul de a nu se scălda în lacul zânelor. Spune, de te va împinge păcatul și vei lucra împotriva acestui sfat, vei plăti cu lăcrimi, cu trudă cumplită și poate în sfârșit cu moarte năprasnică. Exact ca în povestea lui Harapalb, când bătrânul îi conferă mezinului sfatul de a nu se întovărăși cu omul spân. Și vom vedea în povestea lui Harapalb și aici, dacă citim textul, că acest sfat este încălcat.
Așadar, pentru a rezolva această compunere, pornim la drum cu definiția basmului, apoi spunem: fragmentul extras din Ileana Cosânzeana din Cosiță Floare cântă, nouă împărăți ascultă. Ileana Cosânzeana din Cosiță Floare cântă, nouă împărăți ascultă. Se încadrează în specia literară intitulată basm popular, deoarece întrunește toate caracteristicile acestea. Apoi, în primul rând, sau un prim argument menit să dovedească cele afirmate, este reprezentat de prezența formulei specifice basmului. Era odată în vremile de demult un împărat. De asemenea, modul predominant de expunere este reprezentat de narațiune în care naratorul este obiectiv. Aici putem să mai dezvoltăm, putem să precizăm câteva detalii. Apoi avem al doilea argument și putem spune în al doilea rând: în fragment este prezentat motivul sfatului părintesc pe care tânărul avea să-l încalce. Și detaliem exact care este sfatul. Trecând mai departe și făcând abstracție de 1 și 2, deoarece sunt cerințe foarte ușoare, și concentrându-ne asupra părții gramaticale, avem la 3 menționează felul și cazul pronumelor subliniate în textul dat și avem așa: să îl revăd pe cine, pe el să-l revăd, da, pronume personal, dragi prieteni, da, să îl revăd, și avem pe cine, pe el, da, cazul acuzativ, apoi avem își, fără nicio problemă de identificare, este un pronume reflexiv, da, își face cunoscut. În cazul dativ, aici avem o formulă specifică, este standard. Apoi trebuie să vorbim despre funcția sintactică și avem așa: atunci când am ascultat discul cu Apolodor, am avut mari emoții. Atunci când, aici avem un adverb, da, și ca funcție sintactică este un complement circumstanțial de timp, da, da, pentru că ne indică timpul, dragi prieteni. Apoi avem discul, da, ce am ascultat, vedem că substantivul nostru, discul, da, determină un verb și răspunde la întrebarea ce am ascultat, discul, este un complement direct. La 5 trebuie să transcriem propozițiile subordonate, îmi ajunge să știu că se joacă. Mi-ajunge să știu, aici avem o subiectivă și o... și completivă directă, iar apoi la 6 putem spune: locul unde mergem e frumos.